Salutare! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului În Dodi. Noi suntem, ca de obicei, În Dodi și astăzi o să discutăm despre capitolul 10 din cartea lui Michael Humer. Capitolul numindu-se Securitatea individuală într-o societate fără de state. Dar înainte să intrăm în părțile tehnice ale capitolului, o să discutăm despre părțile tehnice ale YouTube-ului. Jos, sub video, o să vedeți un simbol care arată așa, aproximativ cam așa, sau așa, nu știu, nu-mi dau seama cum se vede invers. Să apăsați pe el, să ne dați un like acum, puteți să-l luați înapoi dacă e ceva care nu vă place din ce spunem, dar acum ar fi util ca să se răspândească videoclipul în algoritmul YouTube-ului. De asemenea, de desubt aveți un buton de subscribe. Dacă vreți să aflați, să rămâneți la curent cu ce alte videoclipuri mai postăm și un buton de notificare ca să și ajungă, ca să și conteze abonamentul ăla la ceva. Tot jos în descriere găsiți un link către un cont de Patreon dacă vreți să susțineți financiar efortul nostru. Înapoi la capitol. Capitolul, cum am spus, se numește Securitatea la nivel individual într-o societate fără stat. Și Humer începe cu premiza următoare. Pleacă de la ce avem, da? Ce avem astăzi la nivel de securitate? Păi avem poliție și justiție. Ok, și se pare că o să avem nevoie de ele și în viitor. Și atunci zice, păi probabil într-un sistem anarhic, da, care nu-și trage legitimitate din stat, o să fie nevoie și atunci de poliție și justiție. Și dacă o să fie... Da, dar el nu vorbește de armată, cred că o introduce la Protection Agency, o introduce la poliție. E un capitol mai general ăsta. Dincolo discut aplicat. Următorii pe tribunale, celălalt pe armată... Da, dar ce vreau să spun este că de armată nu o prefațează aici, deci e posibil ca ea să apară în capitolul celălalt. Pentru poliție, spune că vor exista agenții care îți oferă protecție și pentru justiție spune că vor exista firme care arbitraj îți rezolvă conflictul, da, le numește arbitraj, firme de arbitraj. Nu doar arbitraj. Arbitraj e doar un serviciu. Vorbim de alea de justiție, alea de justiție îți oferă și nu înforsează, cred că asta e diferența între arbitraj. Da, ideea e că asta e capitolul următor în care se preocupă despre particularitățile firmelor de arbitraj. În capitolul curent o să discute pe larg toată epopeea agențiilor de protecție privată care obiecții de asta mai sperie foarte multă lume atunci când... Oricum, cum a și spus în capitolul introductiv, care introduce partea a doua, face o comparație mai bine sau mai rău față de ceea ce avem acum. Nu spune, domne, așa e bine să fie. Uh-huh. Tot timpul compară, bine, asta, cu situația actuală. Asta și pentru că obiecțiile care se aduc în general agențiilor de protecție private se aduc de parcă statul n-ar avea fix aceleași probleme. Uneori are și aceleași soluții, știi? Vezi problema conflictului între agenții. Ce face dacă un bulgar face o crimă în București? Nu știu, nimic. Nu avem niciun răspuns. Când tu ai un răspuns în lumea reală, deci cu un administrator prost, statul și ai o soluție. Se înțeleg, ori îl judecă la bulgar, ori îl judecă unde a făcut crimă. Deci ai soluții în lumea actuală, nu trebuie să... Da, și vorba aia funcționează și la deci nivelul... La fiecare obiecție adusă trebuie să spui problema. Ok, și cum se întâmplă în ziua de azi? Păi uite, societatea libertariană nu va face drumul. Ok, azi le face statul, nu va face autostrăzi. Da, sau ajungi cu drumurile făcute praf și păi și astăzi? Cum sunt drumurile astăzi? Analiza trebuie să fie comparativă. Într-adevăr, admit riscul, există riscul o agenție de asta de protecție să ia razna? Da. Dată fiind natura umană și nu știu ce. Da, poți avea un dement acolo care începe să omoară oameni, să nu știu ce. Întrebarea e dacă o lume anarhocapitalistă îți oferă niște mijloace prin care să minimizezi acest risc, prin care să blochezi mai repede. Răspunsul libertarian e că da. Dacă o competiție înseamnă servicii mai ieftine și mai bune,
acea calitate mai bună înseamnă și acest lucru. Aia sar imediat să te apere agențiile alea, dacă unii o iau razna. Da. Deci ăștia la Ucraina au sărit în 5 ore, acolo sar în 5 secunde. Libertarii. Ea, n-au mamă, n-au tată. Un punct pe care el ține neapărat să-l subliniez este că un asemenea sistem s-ar numi, bine, de fapt totul e sub întrebarea, păi n-ar fi anarhie, sub capitolul respectiv, păi n-ar fi anarhie? Ar fi. Exact, ar fi. Și că un asemenea sistem în care ar exista instituții de protecție privată și instituții de justiție privată și instituții de armată privată, ca să fie mulțumit și Costel, s-ar numi anarho, se numește în literatură anarhocapitalism sau anarhism cu piață liberă sau anarhism libertarian. Și diferențele principale sunt următoarele. Faptul că totul se petrece voluntar, relativ la felul în care se petrece astăzi, dar prin coerciție și forță. Și a doua diferență este că se bazează pe concurență, când sistemul pe care îl avem astăzi se bazează pe monopol. Și aici nu e vorba numai de monopolul asupra inițierii forței pe care și-l extrag toate guvernele, ci vorba și de un monopol geografic, în sensul că guvernul în sine e blocat pe un teritoriu, oricât ar încerca unii sau alții să-l mărească. Da, da. Problema este că atunci când există o, mă rog, oponenții anarhiei spun că în momentul în care apar mai multe agenții, se întâmplă când apare un conflict. Exact. Dacă eu consider că mi s-a furat de către Costel pisica, apres la agenția mea de protecție, el de ce nu poate să apereze la agenția lui de protecție, să zică, domnule, că e a mea, ăla vorbește prostie acolo, ce se întâmplă în cazul în care avem conflictele astea? E, și că stat, cum să-i numim? Stat, el le spune statiști. Etatiști? Etatiști. Bine. Etatiștii au senzația că în clipa aia agențiilor să zică, bun, perfect, încărcăm pușca și pornim la de război. Pentru o pisică. Zic, fira, aracul de pisică, trebuie să rezolvăm problema. Nu mai rămâne piatră pe piatră. Mor și toți românii și toți bulgarii, dar pare și-au făcut. Moare și pisica. Moare și pisica, da. Da. Gluma la care facem noi referire aici este că o asemenea perspectivă nu ia în calcul costul violenței. Am vorbit oarecum în capitolul trecut, amintește și Humăr aici, ideea că motivul principal pentru care omul nu sare la gâtul altui om este că își riscă propria viață, fie pe termen scurt în interacțiunea respectivă, fie pe termen lung de la răzbunare. Deci inițierea violenței în acel caz avea consecințe la nivel de risc, să spunem, consecințe potențiale. Dar dacă discutăm de un război cu tehnologie militară, da, și aici putem să gândim tancuri, mașini, elicoptere, tunuri, muniții, avioane, orice. Sau putem să gândim lucrurile și în termeni mult mai retro, medieval, da? Săbii și topoare și scuturi. Până și aia reprezenta o tehnologie militară și dacă te duceai la război cu ea, se rupea, se spărgea, da. Deci, se făcea praf. Da. Deci, reprezintă nu numai... Tu nu ai numai beneficiile de pe urma conflictului, da? Să spunem că ți-ai nimicit vrăjmașul. Și în cazul pisicii,
care o să fie beneficiile? Îți dă un bacșiș, Gabi, că i-ai adus pisica înapoi. Viața omului jumătate. Nu neapărat. Pentru o agenție de protecție privată, costurile se referă mai ales la prima pe care o plătește clientul, să zicem, nu neapărat bacșișul după aia. 20 de lei sau 30 de lei pe lună, la cât o fi. Și tu, cam în banii ăștia, ar trebui să te încadrezi ca să fii o firmă eficientă. Da. Asta e un cost, acele pierderi fizice și nu ce, pierzi și clienți, nu? Cred că zice mașina asta. Poți, dacă mor dacă lumea vede că ești al dracu, știi că, eventual, că tu ești vinovat. De exemplu, ești Germania nazistă și ea pleacă, deci nu mai stau. Asta e... Asta ce ai spus tu e un argument determinant la obiecția, păi dacă agențiile de protecție, adică de ce agențiile de protecție ar fi interesate doar să apere victime și nu să apere criminali. Că te gândești, uite, criminalul are mai mulți bani, își permite să plătească mai mult și de ce n-ar fi rentabil pentru agenție să asigure cu serviciul ăsta de protecție un criminal, un... Din mai puțin, din mai multe motive, dar unul dintre ele era ăsta pe care l-ai spus tu. Oamenii când... sunt ostilii crimei, deci nu privesc cu ființa umană, așa cum o știm, deci nu... Dar este ca și cum ai asigura împotriva unui incendiu pe unul care îi place să joace cu chibritele. Deci nu, de obicei, se aliniază o firmă de asigurări cu cineva care... în realitate nu ar vrea să devină victima unei infracțiuni. Pe ala la sigur, nu pe unul care în mod regulat, el săptămână de săptămână se duce și comite o faptă pe care tu trebuie după aia să-i scoți castanele din cabina. Adică îți creează, trebuie să muncești. Trebuie să muncești tot timpul. Da. Asta e job-ul lui. Nu stai. Aici ai clienți criminali. Da, te lasă-mă. S-a terminat cu vacanțe. Aici poate că lipsa asta de înțelegere vine de la faptul că nu e, iarăși, poate sistemul de educație de stat nu explică în mod adecvat modelul pe care funcționează agențiile de asigurări, modelul de management al riscului. Nu, pentru noi, unde interacționăm noi cu agențiile de asigurări așa în general? Noi, românii, zic. Ai RCA-ul, care e o chestie care e mai mult o taxă, da? Nu e nimic altceva. Da? Ai contribuția pentru asigurările de sănătate, care iarăși este o taxă, nu e de fapt niciun fel de asigurare. Da? Și unde mai e? Teoretic ar fi casco-ul. De ce zici că nu e asigurat? La care ar pune contactul câțiva șoferi. Da? Și ele de sociale. Sănătate, da, sociale. Sociale tot la fel nu sunt o asigurare. Pentru că felul în care funcționează o agenție de asigurări este managementul riscului. Este ei ai un pool mare de atribui un cost, da, un risc, mă rog, le estimezi, da, pentru atunci când se întâmplă, să zicem. Uite, să spunem că ai un cost cu punerea în gips a unui picior, da? Un cost asociat. Știi cât costă gipsul, știi cât costă manopera? Da. Și altceva nu te mai întreabă. Mă rog, știi cât costă razele... X ca să faci radiografia și alte chestii, dar hai să ne concentrăm doar pe manoperă și punerea în gips, deci costurile fixe, da? Și tu știi cât costă chestiile astea. Ai un număr de oameni pe care îi asiguri, în sensul că le plătești tu, dacă își rup piciorul, să și-l pună în gips. Și poți să prezici pe baza unei analize statistice și a unor date bine puse la punct. Știi că 3%. Care sunt în interesul tău să le ai bine puse la punct, poți să prezici cam câtă lume își va rupe din populația pe care o ai tu asigurată, își va rupe piciorul, va avea nevoie să-și pună în gips într-un an, da? Deci tu ai un cost. Ăstuia adaugi un profit, o marjă de profit că trebuie să mănânci și tu o pâine, da? De asta ți-ai deschis o agenție de asigurări.
Și după aia răspândește acest cost la marea, la masa de oameni care îți contribuie. Dacă sunt printre ei oameni care să cațără pe ziduri sau fac schi de performanță sau chestii de genul ăsta, evident că ei sunt într-o altă categorie de risc. La ei e mai probabil să-și rupă piciorul, da? Deci e posibil ca tu să reduci costurile masei mari de asigurați, da, de asigurați în general, și să le iei lor ceva mai mult. Tocmai pentru faptul că sunt mai palpabili. Dar ideea e că, ideea e că o companie de asigurări își face banii evitând riscul. Da. Da? Te duci asiguri. Nu te duci să, și dacă e cineva care, de exemplu, are ca hobby să sară de la etajul 2 pe geam în fiecare zi, ăla nu-l mai asiguri. Dar nu poți spune că e interesul tău să existe crime? Ca agenție de protecție? Că ești ca o agenție de pompări funebre, nu e interesul tău să ai când mai mulți. Din punctul ăsta, ba da, se poate spune asta, dar așa cum zice și Hummer, nu e o problemă atât de mare, în sensul că ce natura noi umană ne asigură că o să existe. Nu trebuie să plantezi în mare. Dar pentru ei, pentru că ei oricum își iau să existe banii. Riscul, nu trebuie să existe crima efectivă. Da. Sau să existe ei două de sămânță, că se sperie lumea. Da. Deci să zicem că sunt 100 de infracțiuni la nivelul României acum. Pentru ei, dacă la anul o să fie doar 3, perfect, oricum au luat banii, știi, primele. Uh-huh. Nu, dacă sunt prea multe crime, îți pierzi și clienți, știi? Un om mor nu poate să plătească, nu. Nu poate să încheie. Da. Uite, legat de motivația asta a firmelor de protecție de a-și dori un profit și de a intra în Hummer spune, dom'le, ce-ți dorești? Ca cineva să fie motivat să producă un serviciu de protecție motivat de bani, de profit, sau pe cineva care nu e motivat de bani, ci doar de dorința de a-ți face ție un bine. Uh-huh. Cum sunt acum politicienii și ce obțin la nivel declarativ. Declarativ, da. Bine de precizat. Eu cred că trebuie să fiu sigur că de fapt asta a fac și când te duci la doctor acum la Institutul Medical Românesc. Ca să mă asigur că poate el e cu mine în altă parte, dar ca să-l motivez să mă facă bine când mă duc acum la operație, Îi dau plicul. Da. Nu, vai de mine, ce se supără tinerii frumoși și liberi pe ideea asta. Asta mi-aduce aminte de o chestie pe care am citit-o mai de mult undeva. Spune așa că dacă vrei să se întâmple ceva, dacă vrei un serviciu, dacă vrei ca ceva să fie bine făcut, cineva trebuie să facă bani din asta. Dacă vrei un serviciu pe gratis, pune mâna și fă-l tu. Și dacă cumva nu te-a pus să-l faci, ai înțeles de ce cineva trebuie să facă bani din asta. Și asta era și ideea pe care o spune aici acum, că aceste companii de protecție, ele n-ar fi conduse de oameni, de ideologi convinși că, nu știu, că așa, că Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea, să spunem. Da? Deci convinși de chestii. Și le-ar conduce în numele acelor chestii. Lebensraum sau cine știe ce altceva. Da, nu, el le-ar conduce ca să facă bani. Și politicienii sunt. Mi se pare că există prea mult pe asimetria asta. Politicienii nu sunt flexibili. Crezi că Dragnea avea o problemă să ia bani de la Dragnea cred că nici declarativ n-avea nicio problemă, dar preferința demonstrată prin vot este că hai să mai exprim mai clar. Eu zic că dacă scoți banii din asta ale useriștilor, îți mai rămân toi trei idealiști. Dacă dai tot ce înseamnă bani, de la UE, de la stat, îți rămân doar 2-3 care ar face ca vorbim de politicieni, da? Dar unii sunt politicieni, alții sunt votanților. Adică
Sunt unii care cred alte lucruri despre politicieni și își doresc ca politicienii să îi mintă frumos din punctul ăsta de vedere. Dar ei n-ar mai sta acolo fără bani, eu zic majoritatea. Politicienii? Da, 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 sigur. Da, da. De ce la care îl vezi, idealii, cu diversitate, și egalitate, de șanse. Ok, ea e milioane de euro și mai puțin. Ea e 1000 de euro pe lună. Mai face chestia asta? Mai face că eu am botezător un pustiu, să zicem, toată lumea e antisocialistă și el nu. E... Ok, rămân 2-3 care chiar fac asta, chiar cred. Dar grosul nu cred. Da, grosul politicienilor nu, dar eu vorbesc de grosul electoratului. Că nu, din păcate nu trăim într-o lume în care chestia asta e știută și acceptată pe față. Că politicienii sunt acolo ca să facă bani și doar pentru asta, în mare parte a timpului. Și electoratul vrea bani, dar că nu... Electoratul vrea bani, dar electoratul vrea bani, dar electoratul nu e dispus să accepte că politicienii sunt acolo pentru bani. Da, uite. Da. Asta, uite, zic. Când zice, uite, ce lacom e privatul ăla nenorocit, păi și politicienii sunt în lacom și cum era mea mai... Și da, na, fie, natura umană, când intră în politică, nu se... Și ia vacanță. Îți arată un echita, pui într-un, ăsta, într-un cuier, pui... Nu, tot aia e. Da. Uite un discurs, de exemplu, un proprietar de agenție de protecție spune: noi la sfârșitul anului am făcut profit nu știu cât, am avut un venit atât, cheltuielile atât, deci o situație de asta financiară, brută. Sperăm ca la anul să ne mărim cifra de afaceri, este de genul ăsta. Un politician nu vorbește așa. Îmi spune, am făcut anul ăsta atâta profit, vorbește în campanie. 1%. Nu, vorbesc de el personal. Pentru că vreau să zic de motivație, da? Uitați ce bine am mers anul ăsta pentru că lumea m-a votat, pentru că am promis atâtea lucruri. Că nu e forma asta de evaluare. Păi da, deci, declarativ, politicienii nu vorbesc așa. Și am, din cauza că am fost ales senator de nu știu câți oameni, am avut prin salarii atât a venit, nu știu ce, la anul sper ca și mai mult să mă voteze și să am și mai mare venit. Uite, cartea aia, limba, e un discurs de... limba de lemn. E o tipă, François Thon, fiica lui cu teoria catastrofelor, a analizat limbajul comunist, limbajul totalitar. Chestia observată era ce ziceai tu, că niciodată nu privește în trecut. Am promis asta și am făcut. Tot se va face. Se va drege, știi? Cum încerci să falsifici? Păi da, dar n-ai livrat nu știu ce. Ai zis să ridică doar în cărbune și n-ai făcut cărbune. Se va face. Tot timpul mută în viitor referențialul, știi? Da, da, da. Așa și politicii am, știi? O face, o îndrege. Un alt punct pe care îl aduce Humăr în discuție este, tocmai asta am mai și vorbit ceva mai devreme, conflictul care apare între guverne. Trebuie pus mereu în contrapartidă conflictul potențial care ar apărea între agențiile de protecție. Și cum guvernele sunt agenții de protecție, teoretic, da, în clipa nelegit de față, sau se reclamă a fi. Vorbim de... Ok, avem o problemă între agențiile de protecție. Păi nu avem probleme între guvernele respective și guvernele respective. Unul dintre lucrurile care pare să favorizeze guvernele este că ele, având monopoluri teritoriale, se întâmplă mai rar cazuri de alea în care să fie un cetățean bulgar să facă o crimă în România. Sau, adică, în general, totul se petrece sub umbrela aceleiași agenții. Da, dar pot apărea conflicte. Și atunci nu are asta. Pot apărea conflicte între români. Și o altă... Conflictele între români sunt rezolvate. Da, ideea e că pot fi cam la fel. Sunt rezolvate, cum a zis și Gabi, sunt rezolvate în interior. Problema este când apar... Vorbim de conflicte între agenții. Între state. Noi aici discutăm de conflictele între agenții. Că n-ai agenții. Și teoria ar fi că modelul cu statele îți reduce o capacitate de conflict între agenții. Pentru că nu, pentru că ele nu se intersectează decât la nivelul unor granițe și altfel doar ocazional. Păi da, asta ar fi una dintre ele. Și a doua era că pentru că există costuri mari de mutare dintr-o țară în alta, cu toată foarte prohibitive, cu toată nici nu se poate, da? Atunci e mai puțin, e un stimulent mai mic pentru o anumită agenție, să zicem cea bulgară, să vrea să o elimine, să elimine agenția concurențială română. Da, deci să intre într-un război
ca să o elimine. Și chiar dacă chestiile astea apar să aibă sens la nivel de suprafață, unul la mână, conducătorii statelor nu sunt conduși de motivul de profit, da? Dacă stăm să ne gândim, absolut toate statele sunt pe deficit bugetar, deci nici măcar prin furt și tipărirea banilor, ăștia nu reușesc să pună bani deoparte. Deci, ăia sunt pe profit, care... pe profit personal, dar eu mă refer la nivel de agenție. Și din cauza faptului că aceste agenții reprezintă practic un monopol în sine, poate să facă tot felul de greșeli fără să aibă frica o să fie curățați de pe piață. Ok, la nivel politic, să zicem că te gândești că bagă cineva țara în criză și pierde guvernarea, dar cum ar da aici exemplu războaielor din Irak și Afganistan, da? Peste care au tronat ambele partide din America și al cărui cost este estimat, era estimat în 2012 când a scris el cartea, la 2,4 trilioane de dolari în total. În ultimii 10 ani probabil s-a mai adăugat ceva la suma asta. Ei, imaginați-vă dacă o companie pe piață ar putea să supraviețuiască dându-și singur o gaură de 2,4 de miliarde, de triliarde de dolari. Da. Uite, un alt aspect altă obiecție care apare în cadrul agențiilor private de protecție este că, dom'le, și aici pot să apară oameni care să... și în conducerea acestor agenții care să împingă către conflicte, rezolvarea unor dispute, conflicte armate. Chiar dacă costurile sunt mari, el, să zicem, că are o pată pusă pe... Vrei să... Da, o chestie de genul ăsta. De ceilalți asigurați de altă agenție sau pur și simplu vrea să elimine de pe piață. Și aici, odată, agențiile de protecție, să zicem, din teritoriul unei singure națiuni, trebuie să, o agenție de protecție de tipul ăsta, un conducător cu un management mânat ideologic, trebuie să-și determine angajații să lupte. Uh-huh. Împotriva unor conaționali. Da. Deci armat. După aceea, chiar dacă... Să zicem, mă rog, nu e deloc evident că termenul de națiune mai are sens. Și da, să lupte... Hai să o dăm în cazul cel mai rău, știi? Oamenii să lupte cu concurenții. Da. Da. Oamenii, să zicem, sunt vecini oameni. Uh-huh. Ar putea să fie, da. Da, încă și acum, rog. După aceea... Nu sunt lumea atât de globalistă, să-i fie indiferent. Încă fac oamenii ierarhiei, știi? Da. După aceea, o altă critică pe care o ridică Human Rights și la care eu totuși nu i-am găsit o, să zicem, o explicație satisfăcătoare, este că și în cazul... agențiilor private de protecție, apare efectul experimentului Milgram. Și aici cineva din conducere e posibil să se îmbrace, să zicem, mai autoritar, pentru că există o anumită uniforme. Zic că, domnilor, amploiați, angajați, înainte. Uh-huh. Exterminați pe aia. Și atunci să fie determinați din cauza lanțului autorității din cadrul firmei, oamenii să fie determinați să comită lucruri pe care altfel nu le-ar comite. Aici Humer a încercat să explice, dar eu n-am reușit să extrag contra argumentului.
Ce spune el aici? Că privații sunt motivați de bani, de profit și nu de... Spune că un angajat ar avea față de situația experimentului Milgram, domne, autoritatea de stat este mult mai mare decât autoritatea unui patron sau unei... Și poți să, de exemplu, una este să fiu considerat trădător și una este să, domne, mă duc la altă agenție, îmi dau demisia. Sau ceva de genul ăsta. Deci consecințele sunt mai mici. Loialitatea față de firmă este mult mai mică decât loialitatea față de țară. De țară, de națiune, de nu știu ce. Gândește și la faptul că, uite, sunt oameni care zic că, vai, Dumnezeu, trebuie să măcelărim toți ruși. Deci direct, acum, fără... Și mai zice Humor tot așa că în cadrul experimentului Milgram ăia sau n-au tras de manete ca și cum urmau să primească un premiu, știi? Adică când i-am pus, fost gradual. Când i-am pus ăla, chiar dacă a fost gradual, tot a fost, n-a fost o stare de confort. Nu au acceptat așa. Și nici nu ei, cei care apăsau pe buton, nu riscau nimic. Da, și asta. Și asta. Dar și faptul că nu-i dă pistolul, știi? Pentru că dacă din prima ai dă pistolul și împușcă pe la oamenii, mă rog, crește numărul. Au reține. Dar zice Humor, da, poate un șmecher care manipulează, știi? E posibil. Ideea e că nu e imposibil ca aceste lucruri să existe, dar în continuare trebuie să ținem cont cu ce îl comparăm. Că în situația actuală etatistă, unul la mână asta e autoritatea percepută e mai mare, doi la mână și spune el aici că guvernele au instrumente de propagandă la dispoziție mult mai apăsătoare decât afacerile private și, de exemplu, să te duci, să te lupți, da? Te duci la oaste. E o chestie care pentru multă lume pare o chestie onorabilă, da? Nobilă, onorabilă, să lupți pentru țară, e eroică, pe când cu ei asta, da? Și o compar, nu, trebuie să-i măcelărim pe ăia ca să ne creștem profiturile. Deci, astea sunt. Da, nu, dar și el a luat, uite, apropo de sfatul lui cu fă comparația, fii atent la comparații, știi? A luat cazul cel mai rău pentru firmă, îi măcelărim pe ea? Nu, și firma poate să spună. Ne riscăm să-i salvăm pe unii, știi? Păi dacă... A luat cel mai bun pentru stat. Dacă acest neam... Da, stai puțin, sunt de acord cu tine, dar dacă chiar ar fi... Deci noi despre asta discutăm aici. Avem un război al firmei expansionist. Dacă firma în sine chiar vrea să-i salveze pe unii, atunci poate că s-ar băga, deși cum ar spune că în mare parte nu. Și în cazul acela. Și și dincolo, la stat. În sensul că oamenii nu mai sunt așa de naționaliști. Da. Să zicem, devin internaționali. Nu, domnule, eu merg pe... Ce spune Iisus? Nu mai e nici iudeu, nici elin, nu știu. Universalist. Nu mă interesează că e român, că e... Se pot schimba asta. Dar și în cazul în care se duc, să zicem, să salveze doi români care au căzut pradă unor interlopi prin Bolivia, să zicem. Așa. Tot nu se duc cu dita mai arsenalul, cu elicoptere, tăvăie. Mai întâi se duce unul cu vorba bună, poate vă duc până acolo, le dau lor a bomboane și îi întorc pe acasă, adică scap ieftin. Trimit și bag miliarde de dolari în salvarea doi oameni, chiar dacă e un gest nobil. Da? Trebuie să minimizez costurile, în primul rând. Statele se aruncă, bine, pot spune că și ele fac diplomat, dar ideea e că sunt mult mai... se aruncă mult mai repede la... Și în cazul în care... zicem, etatiștii se gândesc la o agenție din asta de protecție care chiar o ia razna. În cazul cel mai rău. Păi hai să ne gândim acum în cazul în care se întâmplă acum în Rusia, în care managementul Rusiei a luat o razna, da? Are la dispoziție ani și ani de propagandă, de generații de propagandă pro-rusă, da? Da. Are la dispoziție întreaga populație. Și ca să nu mai vorbim de faptul că pe ea ia și cu arcanul, adică au au unelte de convingere care sunt mult peste ceea ce poate să, dacă nu-ți convine în piața liberă, îți dai demisia, îți iei altă slujbă.
Nu o să vină să te ia și să te bage la închisoare sau mai cine știe ce altceva. Nu, analiză comparativă asta. Asta, da. Uite, am stat mult și m-am gândit. Asta e. Murphy a pus punctul pe... Oamenii nu fac analiză comparativă. Când aduc obiecție, nu-și pun problema. Da, ok, în lumea actuală există riscul ăsta. Există risc ca un statuia razna, să zicem. Mm. A existat vreodată riscul ăsta? Și o altă întrebare este, mă rog, un al doilea dintre răspunsuri, că am anticipat puțin subiectul, este de ce agențiile de protecție o să cadă, între ghilimele, în slujba oamenilor normali și nu o să se deservească criminalii. Unul dintre ele spune că este o profitabilitate mai mare să enforcezi drepturile decât să îi ajuți pe criminali, pentru că sunt trei asimetrii importante care sunt la lucru aici. Prima este că mult mai multă lume își dorește să fie protejată în fața comiterii unei crime decât să fie protejată în comiterea unei crime. Al doilea este că răul suferit, suferința unei victime este de grade mai mare. Uite, la asta mă gândeam. Decât profituri. De ce ar fi așa? Că ăla îți fură televizorul, mai sparge și o ușă? Sau? Pentru că da, exact. Pentru că violența distruge. Adică, dacă, uite, dacă, de exemplu, dacă ție îți fură o mașină, da, sau nu, hai să zicem altfel, sau altfel, îți fură, nu știu, ești femeie, îți fură o bijuterie, da? Dacă era o bijuterie de familie rămasă de la coana mare, da, și e ultimul lucru cu care care ți amintești de persoana respectivă, are un cost emoțional foarte mare, da? Pe când pentru ăla care ți-a furat-o nu are niciun fel de atașament, e doar gramaj, la gram. Monetar. Se... Da? Deci clar beneficiu este mai mic. Și de ce știi asta, mai poți să mai dai și un alt argument, argumentul economic. Da? Când ai un schimb voluntar, ambele părți câștigă. Da? Deci se presupune că e beneficiu și de o parte și de alta. Dacă nu ai schimbul, înseamnă că cel puțin una dintre părți nu vede un beneficiu față de cost. Dacă însă transferul se efectuează ilicit, fără consimțământ, păi înseamnă că se prezervă situația asta la nivel economic, da? Unul vede beneficiu, unul nu vede beneficiu. Deci clar da. S-a întâmplat. O parte câștigă. Da. Agresoare. Da. Dar dacă și... ia o tine chiar și o vinde hoțul la... Cum știu cât? Aia este excepția care confirmă regula. Sunt puțin blocat aici, da, că nu o găsesc pe a treia. El zice că sunt trei, dar acum discută doar de două. Să menționăm că statul, de-a lungul istoriei, a fost o agenție de protecție pentru criminali, pentru good infractori. Point. Good point, da. Deci avem, odată statul când apăra drepturile proprietarilor de sclavi împotriva sclavilor, dar și în zilele noastre putem spune că statul oferă protecție, să zicem, unor firme care beneficiază de subvenții, luând banii de la oameni care în taxare. Păi da, dar acolo e statul în sine care face furtul, nu? Face o lege strâmbă și... Dacă e diferența rodbardiană a statului, cine e statul? Ea sunt stat. Adică poți să-ți... Uite, apropo, și de intelectualii, ONG-ști, știi, nu știu, data asta. Noi îi privim ca niște spectatori, niște analiști imparțiali, știi, asupra unor chestii. Dacă e definiția rotbardiană că stat sunt și persoanele subvenționate, le e stat. Deci, Sorin Iuință se evaluează pe sine, știi, când... Sau e deep state, ala, e deep state. Cel oficial e stat și... E mai a treia asimetrie, că am găsit-o până la urmă, este că criminalii aleg să comită crimele respective, deci e un act voit, pe când victimele nu aleg să fie
victime. Prin urmare, criminalii sunt în control asupra faptei în sine. Ei au nevoie de protecție pentru consecințele unei fapte de la care teoretic s-ar putea și abține, pe când victimele au nevoie de protecție pentru ceva ce li se poate întâmpla fără ca ei să aleagă acest lucru. Prin urmare, e mai mare nevoia, dorința de protecție acolo. Adică ce vreau să spun este că cererea de protecție, din numai și din asimetria asta, dar e mai mare în partea asta decât în cealaltă. Dar cum rezolvă, de exemplu, problema asta? Dom'le, cei bogați vor să aibă protecție mai bună în sistemul anarhist decât cei săraci față de cum se întâmplă acum? Păi la fel, față de cum se întâmplă acum. De prin... Nu, da, ideea e cu analiza acum. Păi ce, acum nu e la fel? Răspunsul e că nu e ca acum. Ar fi mai bine, da. Săracii vor avea o protecție mai bună într-o lume anarhocapitalist. Și răspunsul e industriile de scală. Așa cum la pâine ai supermarketurile astea la mâncare și oferă servicii de calitate pentru oamenii săraci. Uite o chestie care mi s-a părut surprinzătoare, aia cu victime. Dacă te uiți la veniturile victimelor, în mod surprinzător, sunt cei mai oamenii atacați. Cei mai stai, da. Da. Așteptai că ăștia bogați să fie... E vorba de o imagine pe care o să o punem acum pe ecran. Da, deși așa. Deci ăștia săraci... În care ne arată care este procentajul, mă rog, de fapt nu e procentajul, este... Bă, da, procentajul. Grupele demografice. Este spart pe grupuri demografice, câți la mie, nu e procentaj, e pro miliaj, da. Câți la mie... sunt afectați de infracțiuni spart pe categoria de venit în care se încadrează. Și, după cum vedeți, este surprinzător de mare în categoriile cele mai defavorizate și tinde să cadă. Deci cu cât ești mai bogat, cu atât ți se fură sau... Nu, dar asta poate, cred că și el zice asta, asta poate fi explicație, pentru că nu primesc protecție, iar săracii sunt mai victimizați. Și asta poate fi un... De asta e și ăla cel mai bogat care... din sat, e clar că îl sună pe șeful de poș și are protecție, sau se știe nici mai. Mm-hmm. În timp ce la sărac nu primește. Are și BGS-ul și toate astea. Aceeași bogat. Nu, și e oficial. Sistem de alarmă. Nu, vorbesc de distribuția bunurilor publice. Clar că obținerea e mai protejat de poliția română, nu vorbim de ce-și mai cumpără. Nu e. Nu e protejat de poliția română. Tocmai asta e că... Nu de sergenți, e de maior. Nu. Tocmai asta spun, că nu e protejat de poliția română, ci diferența asta pe care o vezi, da? E poliția, e bunul public care se varsă peste tot, în mod egal. Lasă că îl avem noi cu sărul mâna, că te știu, că nu știu ce, că tu ești vărul cutare și așa. Dar nu patrulează mai des. Lasă chestia acolo, asta. Nu patrulează mai des. Că, sincer... Patrulează mai des pe aici, în cartier, decât pe la Țiriac, în cartier, poliția. Nu caută. Țiriac, du-te de aici, că am aici altă firmă. Că are pe-ai lui, sau? Da, diferența pe care o vezi tocmai din faptul că ăștia care sunt mai bogați își permit să cumpere protecție adițională. Și dacă ne uităm înapoi la graficul respectiv, o să vedem că există o categorie acolo în mijloc unde trendul pare că se inversează un pic, da? Ăla e locul în care crește, să spunem, prada. Da? Ăla e locul. Ăia sunt oamenii care sunt un pic mai bogați încât să aibă ceva mai mult, dar nu destul încât să-și crească protecția privată în mod corespunzător. Adică ei au ceva mai mult și tentează mai mult pe criminali și de asta observăm diferența aia de creștere acolo, pentru că altfel ar fi o linie din stânga până jos în dreapta oblică, oblică. Dar avem acea inversare de trend fix la începutul middle class-ului. Că ăia au ceva mai mult încât îi tentează mai mult pe criminali.
să se ducă acolo. Ah. Deci, suficient. Deci o crimă are două elemente principale, da? Primul este oportunitatea și al doilea este calculul de profit, calculul de risc, da, risk benefit reward, da. Oportunitatea intră oarecum în calculul de risc. Da. Asta zic. Deci primul e oportunitatea, al doilea e cât scoți de acolo. La ăia săraci ai oportunitate mare chiar dacă nu scoți mult și atunci avem multă criminalitate. La ăia care sunt, dar la un moment dat, cât scoți de acolo împinge un pic. Uite că scalează și criminalii, știi? Scalează. Mai bine fur de la mulți săraci decât să fur de la trei bogați care Da. Mă omoară ea. Da, ca să revenim la întrebarea de la început, păi și astăzi bogații tot își permit un grad mai mare de securitate. Fie că vorbim de alarmă, poliție privată, protecție, servicii de protecție și pază la nivel personal, da, bodyguards. Dar justiția n-ar trebui să fie, dom'le, e un drept al meu, nu ar trebui pur și simplu să dau bani pe așa ceva. Asta altă ordine. Păi și la mers capitalism, un drept negativ, în sens că poți să vinzi, poți să cumperi. Cum ar leagă aici de totuși și în fi la stat, zici tu că nu e gratis să justiția sau poliția. Prin taxe. Asta e, uite cât de prost suntem sau cât de prost sunt oamenii în general. E gratuit. E gratuit. Bine că e gratuit. Și câte taxe ai dat? Păi mi-am luat jumătate în sara. Și e gratuit? Da. E gratuit. Okay. Asta e o chestie pe care da, dacă taxele sunt un preț. Ok, admit că taxele sunt un preț. Păi nu mai e gratis. E gratuit, da. Da. Înseamnă că am plătit. Bine, asta e disonanța aia cognitivă cu care se joacă. Deci ideea de la care pleacă contra obiecția asta este că spune exact așa cum ai spus și tu, nu că justiția e un drept, ne-am născut cu el, trebuie să avem toți dreptul la justiție, trebuie să fie împărțit egal, ok, da, bine, perfect, și atunci nu mai trebuie să-l mai plătesc pentru că e un drept și după aia nebunia asta tinde să se extindă și la restul drepturilor pozitive pe care le oferă statul. Devine, da? Uite, ultimul meu articol pe Mises.ro exact asta e. Pe apărare e un drept pozitiv, apărarea de stat. De ce un drept pozitiv? Pentru că încarcă niște obligații negative. Taxează pe cineva că se ofere. De ce? Pentru că un conservator ce îi reproșează unui socialist? Ai drepturi pozitive. Ai educație de stat, ai sănătate. Păi și apărarea, dacă oferită de stat, e drept pozitiv. Ideea este că oarecum ne întoarcem la ce spuneam mai devreme cu aia, că astăzi în justiție ăștia, mă rog, sau bine, noi discutăm acum de poliție, dar merge și pe justiție, merge și pe poliție, da? Ăștia au salarii, da? Nu sunt voluntari, nu fac treaba gratis. Prin infracturii băgând benzină, care costă. Chiar și așa, pe lângă cheltuielile, da, cu ținutul luminii aprinse, da, mai și ei înșiși iau salarii, da? Da. Ok. Cine le plătește? Statul. Da. Și statul de unde are bani? Ei tind să fie toleranți oamenii și pentru că se gândesc că bugetul e format din Coca-Cola. De la Coca-Cola, sau mă rog, obligația legitimă de la Lidl, ei nu se gândesc că ia și de la vânzătoarea din Kaufland. Și de la oameni, hai să zicem, nu săraci, dar, nu știu, aproape de middle class, oricum nu e un om bogat. Ei nu știu asta. Știu. Sau că o lucrătoare din textile care trebuie să ia 30 de milioane, ia 15. Jumate merge în... Și nu numai, dar mai mult de jumate din prețul oricărui produs pe care îl achiziționați se duce la stat. Mai mult de jumate. Nu am zis, păi cum, de unde mai mult de jumate? TVA-ul, ba chiar la alimente, a scăzut TVA. Nu, mai mult de jumate. Pentru că acolo ai costurile personalului, care
din care mai mult de jumate se duc direct la stat, ai impozitul pe profit al firmei, nu e mult, doar 16%, dar și ăla se adună, da? Ai TVA-ul, care în anumite cazuri e mic, în altele e mare. Zic, și, mai ai. Da, și mai ai următoarea lucru. Absolut totul, da, are materie primă. Materia primă e transportată de aici pe acolo. Cu ce e transportată? Cu benzină. Camioane, cu benzină. Cât din prețul benzinei se duce direct la stat? Mult. Ai cheltuieli fixe, magazinul, cu apă, cu încălzire, cu iluminat. Cât din prețurile alea se duc direct la stat? E, toate astea, magazinul în sine, trebuie să-și ia banii din produse, produsele pe care le cumpărați voi. Peste 50% din prețul unui produs se întoarce la stat. Te ne zicea la sociologie un dascăl că am uitat procentul. Procentul de oameni care nu știu de unde vine bugetul. Și era mărit cel, uite, nu mai știu. Mă aștept să fie șocant de mare. Și credeau că, nu știu, e cumva o birniță, știi, și Dragnea din birnița de acolo. Nu, dar să știi că, da, ce am mai întâlnit așa prin diverse discuții, că, dom'le, statul și ia banii din companiile pe care încă le mai deține. Deci există companii de stat care au profit. Se împrumută pentru alea, cred, nu? E o singură companie de stat care face profit. Dar nu mai știu care. E una... În România, vede referi. Da, da, în România. În România, în general. Și restul toate sunt pe minus. Deci una singură face profit, nu mare. De nu mai țin minte acum care e ceva electrica. În domeniul industrial. Nu, electrica e pe minus. Nuclear electrica. A, nuclear electrica. Acolo e o glumă cu amortizările. Nu aș băga mâna în foc că nuclear electrica e pe profit. Nu, era ceva în domeniul minier, cred, sau nu mai știu exact. Asta că nu e important să găsim unde are statul. Întrebarea profit. E și la aia, dacă are profit. Nu, acolo chiar avea. E că dacă era ceva de... Îi puneam pe Tudor, ia Tudor, iau la bani mărunți. Parcă vezi că... Stai că astea sunt vin din dar nu știu unde. Stai că astea sunt. Nimeni n-are voie să mai facă ceva similar în România. Asta da, bineînțeles. Ai monopol acolo, nu te... Da. Dacă tot vorbim de bani și de calcule economice... Trebuie totuși ca justiția și legea care să împartă dreptate să fie lăsată așa la mâna forțelor pieței libere. Trebuie să mai... Dacă e drept, dacă e cam, deci, asta, cam așa ar suna. Existând... E dreptatea de vânzare, dacă vrei să suni. Da. Este de vânzare? Adică ar trebui... E drept ca Patriciu să trimită banii și sentința să vină aia care trebuie? În capitolul următor. În mare, da, acolo da. Desface, dar aici el vorbește dacă e ok să bazezi, să îți formezi legile da. Peste, păi, deasupra de, ceea de exemplu, ce e just. Sistemul ăsta care consumă atâta de justiție și de poliție, care consumă atâta resurse, fiind un monolit mare, da, el tratează, să zicem, inclusiv faptul că i s-a furat pisica cuiva, da? Aceeași, deci cu aceeași măsură și faptul că în, nu știu, unui bogat sau unei firme, domne, a luat foc, nu știu cât, pagă materiale de miliarde de lei, știi? Cam aceleași, deci costuri sunt. Pentru că se dispersează aici. Poliția este așa, asta și deci alocăm, să zicem, 3-4 detectivi acolo să-i prindă pisica lui Gheorghe din vas lui. Păi nu, nu mai ajunge să-i mai aloci nimic, că de fapt asta e problema. Asta rămâne ala cu pisica pierdută. Păi, că mereu o să fie... Da, e ineficiența altfel, că se distribuie gaz. Nu? Deci, da, 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 așa zicem, dom'le, deci avem, da, da. Poate o fi o formă de asta, asta ar fi o formă, dar s-a renunțat la ea, adică deci, avem postul clar, de poliție. Dacă avem leftiști, dacă avem leftiști să duc doar la pisic, la cu miliardele e. Deci,
Da, asta vreau să zic. Deci avem în mod egal câte posturi de poliție avem în București și în Vaslui, da? Aici sunt furturi de miliarde, acolo sunt furturi de, să zicem, 500 de lei, 5.000 de lei. Așa. Aici sunt 7.000 de crime, acolo sunt 300 de crime. Este genul ăsta, da? Noi trebuie să avem posturi, cum le distribuim? Nu știu, din birou. Sistemul de prețuri, cred că asta. Dar e un sistem de prețuri care să aloce în mod eficient resursa preferinței poliției. Eu am înțeles ce spui, numai că mi se pare că exemplul e nefericit construit pentru că nu ți-l ia nimeni în serios. Adică zice lumea, păi da, stai că nu face așa poliția. Adică da, ai putea să faci așa, dar nu face nimeni așa poliția. Da? Așa faci la pâine și de-aia ai pâine. Prețurile îți reflectă o preferință. Asta încerci tu să-i explici. Păi de ce vine... De ce ai croasante? Păi a crescut prețul la croasante, este un stimulant să vină lumea să aducă croasante. La fel și la poliție. A crescut prețul la serviciile de poliție, se produc în alte servicii de poliție. Dacă tu o faci din pic de la București, zici 3 acolo, 5, asta nu e nicio... Poate în Pitești nu sunt crime, dar puține. Tu faci 10. 10, 10 în telul anuman, unde sunt numai crime și nu știu ce. 10 și în Pitești, care e pașnic. Da, da, da. Oamenii o să vină și să spună, păi da... Vezi, de asta ai INSS, de asta ai statistică, de asta ți se fac ajustări de buget. Și de asta când văd ăștia că acolo sunt crime și aici nu, nu o să stea nimeni prost să zică, păi nu, lasă, facem așa ca să fie egal peste tot. Nu, acolo unde sunt mai multe crime o să creștem numărul de agenți și acolo unde nu sunt, poate o să scădem. Nu, că mai e și argumentul stimulantelor. Chiar dacă n-ai crime, așa cum faci un drum unde sunt doi oameni, așa. La fel și acolo, ai interese de... Am 10 secții, doar una ar trebui. Da, dar aia aleargă pentru mine în campanie. Le fac afaceri cu statul, le fac pijamale și nu știu ce. Adică ai alte interese, n-ai interesul față de consumator. E posibil să apară și deci justiția sau nu... Da, e posibil, știi? E posibil, apare și atunci trebuie să avem... Dacă apar crime, nu știu, poate în anul 3000 explodează crimele, știi? Eu de acum am anticipat, știi? De ce locuitorii județului nostru să nu aibă, nu beneficieze de servicii de protecție și de... Justiția la fel ca orice alt județ din țară. Chiar dacă la noi sunt oameni mai blânzi și mai pașnici. Cel puțin în România, eu știu că ce, structura asta e tot timpul. Peste tot. Este cum sta poliția județeană, are aceeași structură, diagramă de, din asta peste tot, în toate județele, numărul de agenți, de tot. Nu? Sunt sigur, nu, sunt sigur scalați la populație. Și cel puțin, dacă nu sunt scalați la criminalitate, nu sunt scalați la criminalitate, sunt scalați la populație. Da, dacă e o comună mică, le unești cu două. Sau dacă, da, ai un agent la... Trei comune. Un număr de oameni, da. Poate, da. Da. Dar există și nici asta nu este un criteriu corect. Nu, nu este. De statistica nu îți reflectă la fel de bine intensitatea preferințelor. Nu ți-o reflectă la fel de... Dar îți dă o informație. Nu ți-o reflectă la fel de rapid și nu ți-o reflectă la fel de fidel. Da. Că statistica durează un an. Orice alt criteriu în afară de cel al pieței libere îți dă o chestie greșită. Fii atent, una e intenția de a vota, da. Una e votul efectiv. Una e mai dă-mi un exemplu. Da, dar astea sunt două statistici diferite. Vreau să spun că și votul e o statistică. Da, dar pe el îl interesează, dacă mă întreabă într-un sondaj, ai merge la Polul Nord? Da, poate aș merge. Dar nu aș merge efectiv. Mm-hmm. Oare agenția de turism care își deschide vrea să știe dacă merg efectiv. Pe mine mi se pare că bine, post, după ce vede interacțiuni, da, poate. Asta zic. Asta zic și criminalitatea în sine se bazează pe post, nu pe... Că nu merge nimeni pe stradă. Ați comite o crimă? Dar una dintre ideile pe care cum ar încerc să le spun aici și mi s-a părut o abordare interesantă a fost asta, că mereu auzim exemplu ăsta, atunci când vine ideea, domne, o să avem o lege, un cod de conduită, ceva care să apară din piață, da? Dintr-o piață a agențiilor private de securitate și justiție. Și lumea spune, păi nu, cum să alterezi standardul de justiție? Nu, am vorbit deja, justiția trebuie să fie... cu totul altceva, cumva un dar de la Dumnezeu sau cine știe, dacă
ești de altă credință, de unde ar mai putea să vină. De la CCR. Dar ideea este că și că atunci când noi propunem un model din ăsta guvernat de piață, o să stimuleze egoism, corupție, chestii de genul ăsta. Nu, dar și standarde diferite. În sectorul 3, crima e interzisă, în 4 e permisă. Lumea așa și imaginează. Da. Nu-și imaginează că ai ceva asemănător lumii actuale, unde crima e rău peste tot. E o chestie rea peste tot. Dar în California, dacă furi bomboane sau așa, să știi că nu mai e crimă. Și în Italia. În Italia? Asta e mic. Deci trebuie să ținem cont de diferențele culturale ale populației. Păi sunt diferențe culturale, asta e a doua întrebare, da? De acolo, ăla a dat o lege, ea nu a trecut prin niciun proces de... Ea nu și-au exprimat o preferință în cadrul legii. Respective. Ăia locuitorii acolo, care sunt acolo. Pentru că altfel, într-o lume libertariană, dacă ei ar fi de acord să nu fie furt, da. Dacă de exemplu, ai găsi o agenție care nu ți incriminează furtul de bomboane, da? Păi, dacă agenția aia rămâne pe piață, da, și nu se curăță, dacă are clienți, înseamnă că lumea preferă acest standard, da? Sau cel puțin destui preferă acest standard încât agenția aia să poată rămâne pe piață și să rămână pe piață cu toate costurile pe care le-ar avea, pentru că o să intre în conflict cu agenții care au alt standard, în care bomboanele sunt motiv de... Gândește o chestie de genul următor. În mediul rural, în mediul rural, o agenție de protecție spune clienților, domne, să știți, pentru a reduce costurile, și noi, uite, față de București, noi avem costuri de 3 ori mai mici. Așa. Noi nu vom alerga după hoții de cireșe, după ea care îți fură ție dovlecii din porumb, chestii de genul ăsta. Dacă ești de acord, dacă vrei și chestiile astea să ți le prindem așa, prețul e ca la București. Dai seama ce succes cu mica valide. Eu nu sunt prin hoții, știi? Deci, ok. Da, hai să vedem cât ține. Deci nu sunt prin criminalizare, nu sunt prin... Bă, dar tu ce prinzi? O să zic unul, bă, dacă unul ți-o moară nevasta... Plătești sau nu plătești? Ok, și întrebarea după aia vine, pe ce i-ar opri? Că și asta e un alt punct de vedere, o altă frică de genul ăsta, care iarăși am putea să o dăm la o parte oricum. Ce i-ar opri pe aia să devină monopol și să... Frica de... Să îți ceară după aia protecție și... chestii de genul ăsta. Că uite, a adus Costel mai devreme discuția despre economia de scară. Da? Protecția în sine e un lucru pe care îl oferi pentru mulți și de asta are sens, și asigurarea de altfel, și de asta are sens să faci economie de scară, să consolidezi, să oferi la cât mai multă lume. Ok. Și... cum faci să nu ajungi cu un monopol? Adică să devină stat. Da. Mai o parte în stat. Asta ar fi problema, asta ar fi felul în care scapi de întrebarea asta foarte rapid. Adică ca statul astăzi? Păi, nu te văd alergând împotriva statului astăzi, sau nu te văd că nu dormi noaptea că e statul monopol. Da, și în cazul ăsta s-ar deosebi de stat, pentru că ei nu o să se ofere nici servicii de educație, nici servicii de sănătate. Da, poți să spui că ți le oferă. Cine, agenția? Da. Agenția aia care ar deveni un monopol pe un anumit. Cumpără. Teritoriu. Dacă ei ajung monopol pe nu știu ce, după aia își permit să cumpere și instituiesc monopol și pe piața, da, de educație și pe piața așa. Și cum facem să nu... Adică de ce n-ar fi? Asta e o problemă cu utilizarea lui cumpără. Termenul monopol, ăștia rotbardienii care vin pe Rothbard, sunt rotbardien, pentru ei monopolul nu înseamnă decât un privileg, nu înseamnă producător unic, nu înseamnă producător mare.
Nu înseamnă producător unic, nu înseamnă producător mare. O fabrică de ciorapi într-o comunitate mică, care are privilegiu obținut agresiv de a face doar ea ciorapi, e un monopol. Deși e și mică, e și unică. E monopol, deci monopol nu e, Coca-Cola nu e monopol. Chiar dacă ar fi existat doar ea, care face sucuri, nu e monopol. Deci monopolul nu e despre unicitatea providerului, ci despre dreptul unic de a produce. Drept obținut prin coerciție. Cine îți dă coerciția aia? Îți dă statul acum. Sau își dă el, de exemplu, la apărare, își dă el dreptul. De, exact. Nu, și hai să spunem, nu, că cum ar ajunge și la punctul ăsta, adică îl privește și prin punctul ăsta de vedere, și zice, păi, e vorba de o agenție de protecție, da? Ei au armele și își dau ei dreptul să fie, să fie monopol. Ce ești discuție ca la ce ai face dacă te-ar folosești monopol acum în sens de unii, nu? În sens non-agresiv. Că nu, nu, în sens agresiv. În sens, că... sens agresiv. E aceeași discuție. Nu-și mai își elimină. E aceeași discuție ca de ce nu i-a dat căpe de ceilalți. Exact. Și de ce și o altă chestie e că ei zic că să ajung monopol și ajung și în cazul în care își extorsionează, deci nici măcar nu-ți mai, adică ei îți oferă protecție, dar nu mai e un contract, ci o extorsiune. Adică cum sunt taxele astăzi, basically? Sar și lați, asta e răspunsul. Sar, te apără alții. Păi riscant pentru ea, pierde clienți, pierde, el mai a zis, uite, nu știu dacă am menționat asta, muncitorii devin reticenți. Dacă te văd că faci prostii, îți pleacă și angajații. Valorile culturale, spun să nu fur, să nu, vorbim de o lume anarhocapitalistă acolo și valorile sunt clare, împotriva furtului, împotriva crimei, adică ea le aplică libertarienii peste tot, adică așa și oamenii azi cred că nu e bine să fur, nu e bine să ucizi, doar când vine vorba de un anumit agent, un anumit stat, nu se mai aplică. E deasupra, acum, e deasupra legii. Na, da, eu la partea asta din capitol am prea spus monopolul, știi? Ah. Cum ar ajunge în poziția de monopol? Nu știu că îi cumpără pe ceilalți, pur și simplu îi scoate prin practicarea dumpingului, intră peste ei pur și simplu cu forța sau... Mă refer la celălalt agenții. O combinație din toate trei. Deci el spune întâi, poate să spună oricare dintre variante. Ok, noi am mai discutat despre monopol în principiu. O să fie un clip linkuit acolo sus care să vă explice de ce un monopol nu se poate susține pe piață fără forță, fără forța din partea statului sau în cazul ăsta pe care îl discutăm noi, forța luată în propriile mâini. Deci, în ideea cu dacă practică dumping, păi să practice, ok, în clipa în care e să ridice prețul, reintră ceilalți pe piață și și-a pierdut orice fel de avantaj, pentru că îi cumpără pe ceilalți. Sunt două contraargumente din punctul ăsta de vedere. Dacă îi cumpără, atunci toată lumea o să-și deschidă o agenție ca să fie cumpărați, că sunt bani în asta. Și doi la mână, în clipa în care crește la un anumit nivel destul de mare, există ceea ce se numesc non-economii, ineficiențe de scală. Ineficiențe ar fi o traducere acceptabilă. Ineficiențe de scală, în sensul că o chestie care crește foarte mare începe să aibă aceleași probleme pe care le are și statul, și anume birocrație, corupție, costuri intradepartamentale, pierderi financiare. Duplicarea serviciu, ce avem în vedere aici când zici cum? Duplicarea serviciilor. Fac același lucru? Cum poate să fac o corporație? Păi poți să te gândești că fiecare departament își ține propria bază de date. De exemplu. Ca să identifice clienții. Pentru că au nevoie de, nu știu ce, ăștia au nevoie de o chestie, ăștia au nevoie de o altă chestie. Da. E posibil la așa asta. E mai și argumentul lui Rothbard, și Rothbard aplică asta. Argumentul calculului economic al lui Mises aplică și la un monopol privat. E aceeași problemă, că numai, deci tu ai cumpărat toată asta de suc, toată industria sucului, și sună așa, nu știu,
Romantic, toate ale tale, dar nu le mai știi prețul. Prețul îl afli prin schimburi. Deci sunt toate în curte, dar nu... Da. Și robot. Deci extinde argumentul lui Mises. Spune, nu se aplică doar comunismului existent, se aplică și unei firme private care înghiți tot. Și el zice, de-aia nici nu, că zic comuniștii, păi și dacă cumpără unul tot pământul, nu o să-l cumpere. Asta e predicția. Că apare ineficiențele alea. Aha. Ăsta e motivul pentru care, da, lumea spune, păi nu, că are bani și își permite să-i pierdă. Da, ok, își permite. La un moment dat îi pierde pe toți. Nu, adică timpul curge. Bun, și rămâne, deci am rezolvat problemele astea economice, da, și rămâne partea violentă, da, în care ei îi atacă pe unii care, să zicem, că vor să intre, deci nu-i mai cumpără, ci pur și simplu îi atacă, vin cu forță, ok, și avem problemele alea cu forță, păi ai distrugere, ai angajații care... Trebuie cumva să fie convins să facă lumea, să facă chestia asta, clienții să nu plece. Și clienților, poate că nu le convine ca o companie să aibă o poziție politică, știu eu, chestie care nu s-a mai auzit pe lumea asta, dar sunt clienți cărora nu le convine ca o companie să aibă o anumită poziție politică asumată. De exemplu, numai noi putem să oferim protecție. Asta ar putea să devină o poziție politică. Cum sunt astăzi, de exemplu, alte companii care au alte poziții politice, gen Ben & Jerry, Gillette. Da, da, da. Netflix. Da, dar să știi că și alea răspund la niște preferințe. Uite, Facebook, fie să răspunde la preferința de să stai pe o rețea socială să comunici, e publicul leftist. Uh-huh. Deci el răspunde, dacă publicul ar fi conservator, nu, ar mai fi așa de... Nu, dacă ar fi... Dacă ar fi... Deci dacă mai există doi leftiști în America și toți sunt, nu mai face Dacă Facebook. Ar fi consecvent, adică dacă publicul ar fi consecvent, adică dacă știi că Facebook-ul e împotriva conservatorilor, Twitter-ul e împotriva conservatorilor și tu încă stai acolo, păi ok. Da? Deci tu, conservator fiind, încă stai acolo ca să vorbești cu alții, ok. Își fac calculul. Bine, și scuze aia, că mai am neamuri, mai am. Da, ok, dar asta... Intră mai rar, intră. Asta nu, asta vino înseamnă... Vino pe Telegram, vino la noi și lasă-i. Asta înseamnă că nu ești consecvent, da. Mai este o situație pe care o prezintă aici humor și anume cartelizarea. Ok, nu cumpăr pe ceilalți. Da, nu ai nevoie neapărat de monopol. Și mai vorbesc cu facem... trei care mai sunt. Facem o înțelegere. Facem o înțelegere noaptea. Ca puțin. Ca puțin, de nu ne prinde ceilalți, că facem. Probabil că păstrăm niște aparențe. Așa. N-am citit-o și okay. Înțeles. Tot toate cu monopolizare. Ideea este așa, că la cartelizare ai, deci să spunem că ne facem, noi ne punem de acord. Deci, analiza economică este aceeași cu aia de la monopol. Funcționează, stimulentele funcționează. Da. Da, asta e răspunsul. Deci, să zicem, aparații trădează membrul cartelului. Ce înseamnă cartel? Înseamnă că noi ne punem de acord să ne rezolvăm toate conflictele, suntem în continuare agenții de protecție, ne punem de acord să ne rezolvăm toate conflictele între noi. Și vine Costel, care are agenția lui. Deci noi suntem, eu sunt o agenție, tu ești o agenție, suntem, facem parte din cartel, ne-am înțeles. Așa. Și vine Costel, care el nu face parte din cartel. Și noi ce spunem cu asta? Spunem că dacă nu ești în cartel, nu o să ne înțelegem cu tine, da? Că altfel ce rost mai are, da? Adică te excludem din orice. Nu ne înțelegem cu tine, nu acceptăm arbitrajul pe care l-accepti tu, totul trebuie să fie în contra. Adică 100% dintre decizii să fie la noi și dacă nu sunt la noi, mergem la război. Da. Ok. Și apare un client pe care îl apără Costel, care greșește unui client pe care îl aperi tu. Tu trebuie să te iei la trântă cu Costel în clipa asta. Și cartelul, care să zicem că nu suntem numai noi doi, dar să zicem că mai suntem niște oameni, zicem, dacă tu nu te iei la trântă cu Castel, te excludem din cartel și ne luăm la trântă cu tine.
Acum, ai problema angajaților, deci toate problemele cu violența care rezolvă și pur și simplu te duci mai departe, zic. Dacă angajații tăi, dacă tu ai o motivație să te înțelegi cu Costel pe ascuns, pentru că angajații tăi nu o să vrea să se bată cu Costel, cu angajații lui Costel, cum am discutat mai devreme. Și deci, dacă tu ai o motivație să te înțelegi pe ascuns cu Costel și să faci lucrurile uitate, cu atât mai mult eu am o motivație să nu te sancționez pe tine că n-ai vrut să te bați cu Costel, adică angajații mei. Deci dacă angajații tăi nu vor să se bată cu angajații lui Costel pentru că angajații lui Costel sunt nespălați și nu sunt din cartelul nostru, da? Cu atât mai puțin angajații mei nu se bat cu angajații tăi pentru că angajații tăi n-au vrut să se bată cu angajații lui. Și deci toată forța coercitivă pe care o are cartelul din punctul ăsta de vedere se prăbușește. Și mai e a doua problemă, o a doua argumentație economică. Acum, suntem noi trei un cartel și ne suntem de acord să ne vindem un serviciu cu 200 de dolari. Și serviciul, în mod normal, în piață ar costa 100 de dolari. Într-o piață liberă, serviciul ar costa 100 de dolari. Dar noi am făcut un cartel și îl vindem cu 200. Nu mai avem problemele ineficiențelor de scală, pentru că n-am crescut atât de mari încât să ne răbușim sub propria greutate, da? Și totul e bine, zice lumea. Păi da, dar în clipa asta eu am o motivație foarte mare, sau tu, sau Costel, să vindem produsul ăsta 195. Nu cu 200, cu 195. Ca să... Deci în loc să iau 33% din piață, pac, o să iau ceva mai mult. Și dacă eu împing prețul în jos, voi doi trebuie neapărat să împingeți și voi prețul în jos, că altfel ieșiți în pierdere. Stii sabine, stii. Da? Și se duce prețul înapoi. Adică și cartelul deci ai un mai mare stimulent să, atunci când ieși din un cartel, ai un mai mare stimulent să îi înșeli și să-i strădezi partenerii de cartel decât să fii de acord cu ei. Doar la, gândeam la chestiile, hai să vedem în realitate în zilele noastre cum un cartel, știi, nu se înțelege, știi? Și mă uitam la OPEC. OPEC e ăla care îți vine... Se ceartă, cred că n-a existat... Care îți vine cel mai la neam. Când unul zice, nu, că să tăiem, că eu nu vreau. Și așa mai departe. Da, uite, dacă e un cartel de ăsta de droguri, ăștia totuși îmi forțează, știi? Agenții... Păi și acolo, de câte ori se ceartă și ea, se pușcă pe acolo. Tocmai din cauza că... Apar... Da, pot spune că, uite, unii iau inițiativa și domesticesc pe ăla. Dar nu rezistă mult. Adică, ok, impui, să zicem, disciplină, dar până la urmă tot... Poate astea sunt paralele și pe preferințele culturale ale populației lui. Adică? Se opun violenței, crimei, nu știu ce ești. Eu nu cred că sunt dacă... neapărat... O... o preferință de crimă. Ce? Dacă o preferință de crimă. Păi, nu mi se pare că ai. Am zis dacă. Dacă înseamnă că merg la o agenție care e cea mai dementă, cea mai copată. Dacă așa sunt oamenii, vorbim de cum sunt oamenii. Păi, eu asta spun, că s-ar putea să vorbim de o chestie care nu e... Nu e pentru care nu a selectat realist. Evoluția. Nu e realistă. Adică alea agresive. Nu au viață lungă. Înainte să ajungem la ultimul punct de pe listă cu asociațiile de locatari sau de proprietari, cum ar mai spunea o chestie? Îmi scap acum. Ce a fost cu grafice? Ce îți plăceau? Capitolul ăsta. Unul dintre la care e bine să ne oprim atunci când când discutăm despre crima organizată, nu am atins subiectul. Atunci când vorbim despre crima organizată, cum s-ar putea lupta? Zic, ok, bun, hai să zicem că înțeleg cum se luptă cu hoții, cum așa, cu spargeri, jafuri, chestii de-astea minore.
Bă, dar cu crima organizată, adică acolo, vorba aia, nici guvernul nu poate să-i țină piept. Știi cum era mea? Răspunsul e, nu e o întâmplare. Că statul e o criminalitate dezorganizată. Și răspunsul lui Humor este unul oarecum economic, care s-ar putea să deranjeze penele multor moraliști. Spune, păi, decriminalizați. Ah, da. Decriminalizați, deci argumentul... Sursele lor de venit. Decriminalizați resursele de venit. Deci, tot la fel, vorbim de anul 2010, datele pe care le citează el sunt în anul 2010, și spune că pentru Statele Unite, principala sursă de venit a crimei organizate este traficul de droguri, care este estimat să genereze între 500 de miliarde și 900 de miliarde de dolari în lume, nu în Statele Unite, pe an. Așa, bani care ar finanța tot crima organizată. Acești bani, aceste, să le spunem, profituri nesimțite. Dar cum au calculat ei? Ce? Au estimat. Au estimat. Da, e estimare, că nu știi ce estimezi. Știi cam care, e prețul mediu al unui gram de XY pe stradă? Asta știi, da? Poți să-l afli prin sondaj, sunt ofițeri sub acoperire, da, se știe. Da? Și știi cam, adică poți să presupui cam cât să vinde. Știi, ai o metodă de extra. Oricum, plaja de estimare este extraordinar de largă. Adică observi că nu e nimic după virgulă. Ai, ai o marjă de eroare de 400 de miliarde. Deci e o estimare grosieră, dar chiar și așa. Da? 500 de miliarde... Da. E destul de mare și asta numai din droguri, nu vorbim de... Deci ai scăpat din... De restul. Din serv ai scăpat din... Așa rezolvă libertarienii, nu mai ai nevoie de să te bați cu Al Capone, nu, ai legalizat și l-ai distrus pe Al Capone. Pentru că el are, cum zice Humor, abilitatea lui e că își asumă riscuri, comite agresiuni. Asta e, el n-are skill-urile unuia, nu știu, CEO de la COP, detecteze piețe sau... Nu, skill-urile lui e că se riscă, Da. Nu riscuri de asta de a, că n-a nimerit o cere sau nu, riscuri că omoară pe cineva să nu fie prins sau nu. Până că nu și-o ia el în freză. Da, da. Ia să mă risc. Da, uite, notiță pe care mi-am pus eu aici, n-am găsit răspunsul, este următoarea. Agențiile de protecție au interesul, deci au un stimulent ca să pedepsească mult mai mult decât ar fi normal infracțiunile, pentru a li se scădea costurile. De exemplu, dacă observă pe o anumită rază de acțiune se fură dobleci, așa, dom'le, tot timpul trebuie să mă duc să trimit agenți în teren. Da, dar pierde bani dacă e nedreaptă. Dacă ia-ți de închisoare de viață, pe viață. De ce? Deci, să zicem că în față de două luni sau trei luni, cât pur și simplu retribuție dublă, așa, observă că nu se reduc furturile de dobleci. Zice, dom'le, hai să mărim de patru ori așa retribuția sau ceva de genul ăsta, sau șapte luni închisoare sau ceva de genul ăsta. Deci forța asta în piață există. Duce la judecători sau la firmele arbitrale sau în altă parte și insistă, adică ca forță în piață, asta este tendința lor, știi, să promoveze lucrurile. Stai puțin, că problema vine în felul următor, unde se duce retribuția, în primul rând. Nu se duce la ei sau se duce la cetățean? Se duce la cetățean, deci și cetățenii au un interes. Ei au interes să reducă costurile, să nu mai trimită, să angajeze oameni să prindă. Nu cer un milion de euro pentru o găină. Și eu am simț al dreptății. Doar simțul dreptății ar trebui să fie un alt stimulant în piață care să se opună. Eu zic că ăsta e cel mai important. Stai, Cenga, nu înțeleg.
Deci, nu înțeleg care e problema. O să ajungă, o să ajungă o penalizare foarte mare, da? Pentru un furt foarte mic, da? Da. Ok. Ce o să mai întâmple acel furt? Nu. Deci care e problema? Da, gata. M-am prins. Este care e problema? Problema este că... Atunci că descurajează și au scăzut furturile. Da, dreptate, acum am venit. Zicem că... Dreptatea acum o duce cineva. N-ar fi drept, știi? Da. Zicem, dreptatea acum o stabilește, domne, și pentru crimă. Cât sunt costă o palmă, știi? Cât costă... Da, sunt... Apropo, și de discuția de coduri, scuze. Hai să zicem că facem aceste coduri libertariene după voința lui Dumnezeu. Ideea e că noi nu avem într-o... Dumnezeu nu avem decât viziunea generală, știi, să nu fur, să nu ucizi, să nu știu. Dar nu știm chestii de detaliu. Când avem o bază de date, uite, pentru o palmă cât dau? O agenție de, nu știu, 500 de euro, alta 700. Pedeapsă. Deși ambele spun nu, noi suntem credincioși, religioși, dar nu știm care e fix pe concret. Și apar... Asta vreau să știu. Că... Ia, și atunci ai două opțiuni. Ori aștepți o revelație în care să primești un update de prețuri, sau o să decidă piața. Și acolo, în momentul în care se oprește, e punctul de echilibru. Deci, pentru că, de fapt, răscumpărările astea funcționează și pe partea aia, funcționează și ca o asigurare. Ca un casco al... Despăgubirea? Sau? Da, ca un casco al... Adică al... Deci îți dai seama... Hoțului. O agenție de protecție zice, ok, 500 de euro, 700 de euro, își aduc toate palme. 1000 de euro, încep să mai scadă. 2000 de euro, 3-4. Și la 5000 de euro nu mai dă nimeni nicio palmă. Decât să dau plătesc 5000 de euro, nu mai dă nicio. Sau mai dă Elon Musk, ok. Mai dă Elon Musk. Doamne ajută, palme. Știi? Ok, bine. Scoți, ți-a dat 3 palme, ești asigurat. Ideea este că, nu știu, e posibil ca după aia să înceapă să scadă. Zice, uite, 5000 de euro e mult. A spus că de la 4.000 să mai ieșie, există și asta ca o forță a pieței libere, să zicem? E tind să cred că da. S-ar putea... Că nici ei nu dau pedepse... S-ar putea să existe, pentru că dacă te gândești și piața, dacă te gândești și piața liberă, mă rog, lăsând piața liberă la o parte, în justiția de astăzi, da, există mișcări din partea oamenilor care vor mai multă clemență, da, să scadă unele... pedepse. Nu vorbim aici strict de chestii care sunt drepte, de criminalizarea drogurilor și alte chestii. Nu, zic pedepsele pentru nu știu ce, unii vor să scadă, alții vor să crească, dar pentru faptul că există oameni care vor să scadă, poți presupune că ăștia o să existe și în piața liberă și o să facă presiuni. Și ideea e că ai un ansamblu de forțe economice care apasă pe un fenomen neconectat la ele, da? din societate. Că practic vorbim acum de dat de palme. Da? Dat de palme e o reacție sau o chestie, dar n-are legătură. În clipa în care tu îi asociezi un preț, practic, îi stabilești un preț, tu poți să începi să miști... Asta. Poți să începi să miști felul în care el se întâmplă. Da. Mă, e o chestie dezirabilă să se dea palme sau nu e o chestie dezirabilă? Nu știu, poate e o chestie dezirabilă, pentru că poate dacă nu se dau palme, devine ea foarte frustrați, da? Și în loc să se ia la palme, scot cuțitul sau mai fac alte tâmpenii. De? Adică n-ai de unde să știi care sunt efectele. Deci... Dar cert e că într-un sistem din ăsta dinamic există atât forțe care să crească prețul, cât și forțe care să scadă prețul. Aici forțele cât și forțe care n-au nicio legătură cu prețul în sine. Statul, dar avem, să zicem, ONG-uri, opinia publică care pune presiune pentru pedepse mai mici sau mai mari la diverse infracțiuni asupra unor decidențe, să zicem, din justiție, care stabilesc în codul penal atâta așa. Da. Pe când într-o societate liberă cu agenții de protecție private, nu ar mai pune
presiune ONG-urile, ci ar pune presiune chiar clienții acelor agenții. Nimeni altcineva nu ar mai fi interesat de asta. Adică clienții plătitorii. Deci acolo ar fi o presiune directă între client și furnizor. Bine, pretenția ONG-urilor e că îi reprezintă preferințele. Bine, asta e pretenția ONG-urilor. Iar mă gândeam. Între curcubele și praf de stele, ok, putem să clasăm și pretenția mare, asta. Da, și că spune Human aici, costul primelor pentru agențiile de protecție o să fie plătit de individ, de asociația de locatari, de proprietari, sau de firma unde ești angajat. Deci, printre pachetele pe care ți le oferă salariul, nu știu ce, zice și prima de... Da. Da, corect. Așa cum astăzi, de exemplu, la anumite companii mai de rang nobil îți dă și un pachet de asigurare medicală privată, da. Așa poate să include și o asigurare de protecție și... Dacă vine o agenție de protecție și zice, mă rog, asta face parte de fapt din discuția post-emisiune, zice, din cât iau de la cel care te agresează, îți dau ție 10%. Așa. Vine după numai aia 10%? De la început nu mi se pare o afacere bună. Adică să-l motivezi pe ăla să fie agresat, mă reveni, știi? Așa. De genul, ok, vine unul, îmi dă două palme, bine, mă duc, fac plângere... E caz pe ideea și dau 50 de euro. Caz pe ideea ailaltă. Dacă eu mă apuc să stimulez conflictul, presupui că nu există pe partea ailaltă cineva care să reacționeze la forța asta. Adică viața în sine e un ansamblu de forțe. Nu poți să spui că e vrăjeală. Că... Tu, păi, tocmai asta spun. Aia partea, nu-i de adică, agresiune. Și ăla are o agenție și agenția aia va fi interesată, da, ca să nu piardă bani, să corect, da. Te descopere. Cred că se poate proba. Da. Uite, ai martor că a spus că nu știu ce. Plus la chestiile monetare, e posibil ca agenția ta de protecție, un fel de RCA, să plătească ea păgubitului, să plătești tot din buzunarul tău. Da, mă rog, poate să ajungă, poate să plăți fie de... și așa, da. Cum se arunca, uite, în fața mașinii în filme, mai era chestia, se arunca și... Da, pentru că chestia asta cu aruncat în fața mașinii se bazează pe faptul că nu există o presiune din partea cealaltă. Da, exact. Adică costurile, e o disproporționalitate de costuri. Costurile cu judecata, cu descoperirea, cu găsirea, cu nu știu ce, sunt mult prea mici pentru cât sunt care se aruncă și atunci e mai ușor să plătească companiile de asigurare și să-i crească lua la prima. Pentru că justiția e monopol și are costurile mari. Dar dacă s-ar duce direct la o agenție de arbitraj privată, cum o să vedem în capitolul următor, aia ar rezolva-o mult mai repede și atunci costurile să se lupte cu chestia asta nu ar mai fi atât de mari. Atunci nu-i mai lasă pe ea să se arunce în fața mașinii, nu mai scapă ea tot timpul. Adică poate să aleagă doar cu niște oase rupte. De două câteva șuturi, da. Și deci tu spui acum că în cazul ăsta vom avea detectivi ai agențiilor de protecție care te urmăresc și să vadă dacă chiar ești... Eu, când te duci la servici și ții beneficii, da, și toate chestiile astea. Asta se întâmplă și acum. Știu, vreau. Chiar așa, în România nu, dar am văzut pe asta filme. Se întâmplă și acum în America, da. Pentru că sunt mulți care au vor să fraudeze companiile de asigurări și pentru că chestia asta trebuie rezolvată în justiție și atunci costurile ar fi prea mari din cauza faptului că justiția e un monopol și nu ai costuri determinate de piață. Da. Se întâmplă chestia asta astăzi și e mai ieftin pentru ăia să angajeze detectivi care să te urmărească decât să meargă la tribunal. Sau nu, pentru că e uriașă suma, știi? Da. Dacă e 5 milioane de euro și detectivul costă 5.000, știi? Da. Lasă, muncește de bani. Da. Ce mai era aici la asociațiile astea de proprietari? Ce zicea Humăr? Că cu protecția extinsă, că lumea nu vrea să... Vrea să-i patrulezi peste tot prin cartier, nu? Mhm. Zicea că nu e neapărat evident că o să vină
că numai clienții, numai persoanele fizice o să fie clienții agențiilor ăstora de protecție, ci poate să fie și persoane juridice. Și dă exemplu agenții de proprietari, mă rog, asociații de proprietari, mm-hmm. sau, de exemplu, cum dădeam noi exemplu unui mall sau a unei piețe, da? Șeful unei piețe. Nu, dar zice dacă avea unii care spune, domne, nu protejez decât... Da, și că între și dacă iei în calcul chestia asta, după aia se pune problema dacă ai o agenție care protejează doar clienții ei, sau agenție care protejează pe o anumită zonă geografică, protejează pe oricine pe o anumită zonă. Ce înseamnă protejează? Înseamnă că își pune niște oameni în uniformă, se patrulează pe acolo și dacă se întâmplă ceva, stai. Păi nu sunt. Eu nu sunt. Ah, ok, omoară. Da. Și e pur și simplu e impractic să stabilești dacă ăla e clientul tău sau nu înainte ca să-l aperi. Până și Rothbard dădea exemplu ăsta, că zicea, e oricum, e în interesul lor să-l apere, că poate după aia, presupunând că nu e clientul lor, poate după aia o să vrea să devină. Știi? Nu, sau e tu cu agenția lor aceea situație. Ai unul de-al tău la ei în... Da, în cazul în care, de exemplu, nu eu am neapărat un cartier, ai un mor sau nu știu ce, la mine nu se petrece nicio infracțiune, nu vine la mine nici nimeni în cap, în morul meu, poți să fii clientul oricărei agenții care poți veni prin zona asta. Eu am în zona mea, unde e morul meu, aici este asta agenția aici. Asta zice cum că e mai de succes asta decât aia care zice nu, să văd actele întâi. Și, bă, are loc o crimă și îl întreabă pe ăla căzut jos, nu te numești să te verifică baza. Ca să nu mai vorbim de faptul că în varianta asta în care protecția ar fi oferită atât la nivel geografic, da, cât nu doar la nivel de individual, personal, îți facilitează nu numai comerțul pe distanțe mari, dar chiar și călătoria. Deci tu presupunem că vrei să te duci, nu știu, până la rudele tale care stau de partea aia a munților, da? Păi acolo nu ai nicio reprezentanță a agenției tale de protecție. Trebuie să vezi dacă agenția ta are acord cu agenția din partea aia a munților și doar dacă și dacă nu are, trebuie să plătești poate mai mult ca ei să semneze, să se pună de acord, să... Pe când dacă știi că acolo e o agenție care apără pe toată lumea din zona respectivă, te duci. S-a terminat, nu? Da. Adică e mult mai eficient în ideea asta. Uite, mă gândeam la asta că unul dintre potențiale clienți ai agențiilor de protecție este ăsta. Primul ministru. Statul. Știu să vină statul la agențiile de protecție. Statul a vrut să-i primul ăla, da. Să vină statul. Ce vrei statul? Vreau și am. Să protecție. Este conceptul ăsta al asociațiilor de proprietari. Și mă gândeam că la noi în România... Nu prea e, asta nu e o idee care e foarte îndrăgită de aproape nimeni. Și aveam mai de mult o discuție cu Alexandru exact pe tema asta cu agențiile de proprietate. De ce a ajuns agenția? E doctoratul în asociațiile de proprietate. Da. Și ideea e de ce au ajuns agențiile de proprietari un subiect otrăvit în România. Și cred că răspunsul este pentru că ele nu sunt și nu au fost niciodată voluntare. Sunt un artefact al comunismului. Tu ești într-o agenție de proprietari, da? Cu aia din blocul tău, care se întâmplă că erau acolo pe vremea comunismului. Voi nu v-ați fi mutat împreună niciodată într-o lume liberă. Da, și pe lângă asta, știi, mai avem, cel puțin la cara mea, mulți se lovesc de dâne legea înainte de ce să facem mai, legea înainte de ce să facem mai. Deci, intervenția statului în funcționarea asociației de proprietari
Deci nu poate să facă aia ce vrea ea. Da, bine, și asta e... Adică... Nu, nu poți să privatizezi spațiul ăla? Păi... Nu, are e un statut special. Asociația de proprietare are... Nu, mă, deci soluție libertariană. Nu, dacă e bloc, e bloc. Singura soluție a libertariei ar fi ca blocul să fie deținut de o singură persoană, toată lumea să fie acolo. Sau, na, dacă vrei să fie cumpărat în condominiu, să fie cumpărat în condominiu de toată lumea. Adică oamenii care se mută acolo de la început. Dar altfel, teoretic, blocul cumpărat de o singură persoană, toți sunt acolo chiria și la revedere. Asta e soluția. Ce ziceai că nu s-au asociat ei de la început? Nu s-au asociat de bună voie. Ei s-au trezit în puși în cutiile astea de conserve, da, de statul român, până repartiție, până cine știe ce alte minunății, după care a murit Ceaușescu, s-a prăbușit sistemul și într-o dată s-au trezit proprietari, asociați, legați de mâini și de picioare, cu toți ceilalți. Păi nu cu care, cu care tu nu te-ai asociat. Gândește nu că... Vinzi, da, da. Păi ce faci cu spațiul ăla? Nu poți să faci nimic ca să-l cumpere un privat. Nici nu te lasă. Păi soluția libertariană care era? Că aveai blocul tău și închiriai, nu? Sau... Da. Păi și da. În America n-ai situații de-astea? Ai și acolo, da. Nu, nu, da, păi cum a fost? Și acolo se omoară ea între ei. Păi de-a n-ai avut cum. Și acolo. Da, dar acolo chiar există. Numai că ideea e că cartea în anumite părți din America, unde asociațiile astea de proprietari sunt... Asociații de proprietari? Sunt mai ok. Asociațiile de proprietari are drept de veto dacă tu cumperi acolo sau nu. Adică ei trebuie să decidă dacă vor să se asocieze cu tine sau nu. Pentru că, de fapt, asta e problema. Tu te trezești asociat, între ghilimele, da? Practic legat la un loc cu niște oameni cu care poate că în viața reală nu te-ai asociat. Adică eu nu vreau să mă joc cu Costel. Și vine guvernul, nu mă interesează, treci în echipa lui. Păi de ce? Pentru că te-a inundat. A, și ești obligat prin lege, zici. Da. Pe când și aici nici măcar nu se pune problema de chestia asta. Asociațiile de proprietari n-au drept de veto, da, deci nu poate să se curețe, n-au nicio șansă să se curețe în sensul că să rămână doar oamenii care vor să fie asociați împreună, sunt legați de mâini și de picioare cu ce au voie și ce n-au voie să facă. Da. Și de asta e un concept oarecum... Nu, dar libertarian ar fi permis dacă ei vor asta de la început și asta. Da. O familie, știi? Da, da, da. Păi da, asta e... Sau ca o firmă. Asta e și ideea, ca o firmă, da. Într-o firmă poți să faci orice fel de asociație vrei, cu orice fel de participație vrei, cu orice fel de capital vrei. Păi cam acum. Da. Mai sunt chestii? Nu. Pe care nu ne... Ok. Săptămâna viitoare o să discutăm despre tribunale. Dreptatea de... Și părea le privatizăm? Cred că părea nu. Și întrebarea pe săptămâna asta, pentru că nu mai vreau să mai uităm, este să scrieți jos în comentariu, după ce se termină emisiunea, ce credeți, în maxim 10 rânduri, cu ce credeți că ar trebui să se ocupe o agenție de protecție privată, fără tarife, doar ce... Împotriva căror lucruri ar trebui să protejeze, de exemplu. Da. Și vă dau eu un model. Un pol. Să începem cu furt. Scrieți mai departe ce credeți că ar mai trebui să mai... Unde ar mai trebui să mai intervină o agenție privată. Bun. Pentru Gabi Munteanu și Costel Stăvărache, eu am fost Valentin Berceanu. Ne-am fost în Dodi, mulțumim pentru atenție, vă urăm libertate, că mi-e bună de toate. La revedere!